Un nou record de cazuri de infectări cu virusul COVID-19 s-a înregistrat astăzi în România. 1504 cazuri au fost confirmate în ultimele 24 de ore, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. De asemenea, în județul Brașov au fost înregistrate 58 de noi cazuri de coronavirus, iar 6 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.730.420 de teste. Dintre acestea, 25.052 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.151 baza protocolului medical, iar 10.901 la cerere. Totodată, la nivel național, au fost înregistrate 3.459 de decese provocate de COVID-19. Pe teritoriul României au fost confirmate 83.150 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Un bărbat din Brașov a ajuns astăzi la spital după ce a fost lovit în plina stradă de un trecător. Agresorul a reușit să fugă și este căutat acum de polițiști. Totul s-a întâmplat în zona cunoscută sub denumirea Livada Poștei. Pur și simplu un cetățean de aproximativ 60 de ani a trecut pe lângă un domn fără să-i facă nimic, l-a lovit o singură dată. Cetățeanul era gras, de aproximativ 60 de ani, cu o gentuță neagră, cu părul deschis la culoare, l-a lovit o singură dată și după aceea a fugit. Nu i-a luat geantă, nu nimic? Nu i-a luat nimic, dar pur și simplu din senin, nu erau împreună, nu nimic, din senin, pur și simplu. Și a luat-o pe strada Mureșenilor în sus. Eu m-am dus după el, că de asta m-a spus că m-am dus după el, am anunțat poliția. Am văzut mașina smurt. Da, eu am crezut că a murit, că așa s-a spus, că a murit. Dar l-a resuscitat, am întrebat și eu pe doamna, l-a resuscitat și am înțeles că și-a revenit. Victima a fost transportată la spital, iar polițiștii au deschis dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Când va fi găsit, agresorul va răspunde în fața legii. Premierul Ludovic Orban împreună cu ministrul Sănătății Nelu Tătaru și cu șeful departamentului pentru situații de urgență Raed Arafat au vizitat spitalul modular ce se află în interiorul spitalului clinic județean de urgență Brașov. În unitatea modulară există 28 de paturi, dintre care 14 sunt de terapie intensivă și 14 sunt de terapie intermediară. Lucrările sunt finalizate la unitatea modulară, este funcțională, toate instalațiile sunt funcționale la ora aceasta. Sigur, urmează mici, să zicem, detalii care țin de partea medicală, să facem probele pe aparatele noastre. Am venit să inaugurăm secția modulară realizată de Consiliul Județean în curtea Spitalului Județean după un proiect făcut de Asociația Dăruiește Viața, cărora le mulțumim pentru implicare. Premierul Ludovic Orban a vizitat și șantierul aeroportului internațional Brașov-Ghimbav pentru a verifica stadiul lucrărilor. Lucrările se desfășoară într-un ritm susținut. Progresul este evident față de vizita anterioară. Și anul viitor vom veni cu sumele necesare în completarea resurselor de care dispun autoritățile locale. Prim-ministrul Orban va încheia ziua cu ședința de guvern în care va stabili condițiile de redeschidere a restaurantelor. Alianța PSD-ALDE și-a lansat candidații pentru primăria Codlea și Consiliul Local. Mihai Câmpeanu este candidatul pentru funcția de primar, iar Ștefan Ciolan pentru cea de viceprimar. Obiectivul alianței electorale este obținerea unei majorități pentru preluarea funcției de viceprimar în Consiliul Local. PSD-ALDE își propune să aibă cel puțin 10 consilieri locali. Ce ne dorim cei doi lideri ai celor două formațiuni politice, Mihai în calitate de primar și eu în calitate de reprezentant al listei pentru Consiliul Local, e să transmitem concetățenilor noștri un mesaj de stabilitate, un mesaj din care oamenii să înțeleagă până la urmă că nu dorim altceva decât binele comunității. O alianță electorală care are un singur scop, creșterea calității vieții cetățenilor. O alianță electorală care nu își dorește decât să ducă investițiile acolo unde le este locul, adică în concretizarea lor. Prezent la lansarea candidaților alianței PSD-ALDE din Codlea, președintele socialdemocraților brașoveni Marius Dunca i-a atacat dur pe liberali. Vă îndemn să ieșiți pe stradă și să vorbiți cu pensionarii, să-i întrebați. Și trebuie să aveți curajul acesta, pentru că ei nu au curajul. Cei de la PNL nu au curajul de a ieși pe stradă în momentul de față, că nu au făcut nimic. Întrebați-i pe pensionari cum e cu pensia. Pe părinți dacă alocațiile s-au dublat. Întrebați mediul de afaceri.
în domeniul agriculturii. Dacă au primit acel IMM Invest despre care s-a discutat. În prezent, PSD și ALDE au câte 4 mandate în Consiliul Local.